sunt eu. Ai văzut câte am făcut? Da, eu. Există nenumărate ingrediente pe care le introducem în suflet și care îngreunează. Gândindu-mă aici în special la lucrurile pe care le citim, pe care le vedem, pe care le facem, să știți că toate acestea se depun pe suflet. Mai mult decât atât, există un stil de viață sufletească care face să ai un suflet stătut. Un stil numit de italieni prin celebra sintagmă dolce far niente. Ai, ce fain să stai degeaba toată ziua, să nu faci nimic, nu? Nici măcar cu sufletul tău. Dar haideți să ne dăm silința, iubiți frați, spus că oamenii să avem o viață spirituală sănătoasă în și ceruri, activă, că acolo care să ne mențină mereu sufletul în formă. Căci doar sufletele slinfit vor intra graș, în cer. Moral, restul în cap, nu că nu vor spiritual fi lăsat, nu în cap. Închei, iubiți credincioși, dragi radioascultători, revenind la întrebarea pusă la începutul acestei predici, dacă răspunsul tău la acea întrebare cu atentatul de radio nu este favorabil, public, nu-ți cer să intri în mănăstire, nici să te retragi în deșert, stai liniștit, nici măcar să fugi la scaunul de spumare, tu știi mai bine. Atât îți cer, mai gândește-te puțin la viața ta, căci Domnul Hristos ne spune: voi mă numiți cale, dar nu mă urmați. Mă numiți dreptate, dar nu mă ascultați. Mă numiți poartă, dar nu intrați prin mine. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne formăm un stil de viață sănătos, un stil care să ne ajute să ne apropiem de Dumnezeu, nu să ne îndepărtăm de El. Amin. Iar acum să ne mărturisim credința spunând: cred într-unul Dumnezeu,